Miercuri 3 martie, în intervalul orar 13:14:30, în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș, s-a desfășurat un exercițiu tactic de cooperare în cazul producerii unui incendiu la subsolul imobilului, fiind simulate mai multe intervenții de salvare a persoanelor și acordarea primului ajutor. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a desfășurat pe parcursul a 90 de minute un exercițiu tactic de cooperare la care au participat forțe și mijloace de intervenție de la ISU Barbu Știrbei Călăraș, echipaje ale Poliției Române, Jandarmerie, Poliția Locală, cadre medicale și reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Călăraș. Tema exercițiului tactic de cooperare a urmărit modul de acțiune al forțelor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, în cazul producerii unor situații de urgență în zona de competență a ISU Călăraș și asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuții de intervenție în cazul producerii unui incendiu, cu manifestări deosebit de rapide și efecte limitate în timp. Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura în perioada următoare în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poată deprinde abilități eficiente de salvare în condițiile cele mai vitrege de intervenție. Trebuie să știm efectiv ce avem de făcut. Și asta înseamnă că organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă trebuie să fie cunoscută de tot personalul și mai ales să fie aplicată de cei desemnați cu atribuții în sensul ăsta. Așa cum o să vedeți, conducerea unității va reorganiza această activitate și va stabili atribuții pentru o parte dintre dumneavoastră. Acele atribuții sunt simple ca principiu, dar ca răspundere juridică în eventualitatea doamne ferește rănirii unei persoane va fi grav. Vreau să alegi și venim în proces, să ducă la tarbă. Da, mai de... Stai cu eu, doamne. Ce? Stai și eu, am văzut o fată bună, hai! Nu, am organizat. O literă și o cifră, da? Litera P, care sunt cele mai uzuale, înseamnă că ele sunt încălcate cu pulbere stingătoare, adică un prafal pe care îl veți vedea. 6 înseamnă kilogramele cu care e încălcat respectivul stingător. Bun, în afară de stingătoarele astea P6, adică stingător cu pulbere 6 kg, veți mai vedea stingătoare pe care va scrie litera G, adică gaz. G de la gaz. Ele sunt încărcate în general cu dioxid de carbon. Dioxid de carbon ce face? Reduce concentrația de oxigen și atunci, în timpul arderea, asta înseamnă că incendiu se stinge. Nu mai pun întrebarea de ce apa stinge focul, că presupun că nu știe nimeni. Deci apa stinge focul pentru că răcește zona de ardere și așa cum știți, un material când arde emană gaze. Gazele de fapt ard, nu materialul în sine. Și atunci apa scade temperatura din materialul în care arde și gazele nu se mai evaporă din el și nu mai arde. Uite că apa stinge focul. Bun.
că acestea o să mă, aceste două stingătoare despre care v-am zis, T și G, veți mai vedea stingătoare cu litera S, spumă. Da? Și acelea sunt folosite în special pentru lichide inflamabile, vorbim benzină, motorină, în special, pentru că în cazul acelor materiale, celelalte stingătoare nu sunt atât de eficiente. Mai înspre el. Păi veniți mai de aproape și luați aerul, amândoi odată, haideți. Haideți să învățăm să-l stingem. Hai, amândoi odată, de la bază, la bază. Insistați, insistați, mai pe centru. Ei, acum ar fi trebuit să fie gata. Dați-i roată acum, dați-i roată, dați-i roată, dați-i roată. Felicitări, a stins incendiul.